moment sunt văzut de 250-300 de, 300 de membri la nivelul României, membri cu adiziune, sunt și mult mai mulți simpatizanți care din vari motive nu au putut semna adeziunea, fie din motive profesionale, nu le permite locul de muncă actual, fie din alte motive, dar probabil că numărul simpatizanților și a membrilor depășește oricum câteva mii. La nivelul județului Neamț, tot așa, cu aproximație, spune că până în 40-50 de membri avem în acest moment. La nivel de sedii, nu avem un alt motiv, tocmai pentru că nu ne permitem construirea unor sedii fizice și că vrem să fim un partid al acestui secol, mergem mult pe așa numitele sedii virtuale. Avem puncte de contact, oameni în fiecare județ unde suntem prezenți și mai puțin important pentru noi să avem nu știu ce sedii vizibile și sigle mari pe tot felul de imobile, cât să se întâmplă lucrurile prin aceste echipe. Să se vadă la cineva acasă sau într-o cafenea sau într-un restaurant e mai puțin important. Ce contează este să fie o creștere sustenabilă și din punct de vedere financiar a partidului. Cine e președinte la Neamț? Președintele la Neamț în acest moment este încă Octav Fârța. Cum ați spus? Octav Fârța. Este membru nostru din Tămășeni. Președintele... E și consilier local, nu? Exact. Mm-hmm. Tot el a rămas. În acest moment noi nu am declanșat și proceduri de alegeri la nivel local și de țean. Statutul îl pune doar la nivel central, să spunem, după fiecare alegeri, în măsura în care fiecare filială, vă spuneam că e autonomă.